Oamenii pe care îi vedeți în spatele meu așteaptă la această coadă care se întinde undeva până la capătul străzii pe trotuarul de lângă ambasadă, în speranța că vor reuși să ajungă în secția de votare organizată aici în ambasada României la Chișinău. Sunt alte trei secții în afară de aceasta în Chișinău. Cu toate acestea, oamenii și-au cam pierdut speranța, au început să completeze acele declarații despre care ați vorbit deja și trag nădejde că vor reuși totuși să voteze până la închiderea urnelor. Nu au fost probleme aici în Republica Moldova în ziua scrutinului. Singurele nemulțumiri sunt acestea, legate de faptul că sunt prea puține secții de votare în toată țara, spun alegătorii, pentru numărul mare de votanți. Trebuie să ținem cont de faptul că în ultimii ani tot mai mulți cetățeni basarabeni au obținut și cetățenie română. Am venit pentru prosperitatea României. Fii bine poporului român și nou împreună cu el. Pentru viitorul țării. Statul român a crescut numărul secțiilor de vot pe teritoriul Moldovei, 21 în 18 orașe. Cele 21 de secții marchează, dacă doriți, teritoriul Republicii Moldova, de la nord, de la Irineț, până la sud, la Giurgiulești. Așadar, acest interes nu este pentru noi o surpriză. Votul fiecărui cetățean este decisiv, nu știu, dar important. Atâta vreme cât am înțeles și vrem o schimbare într-adevăr adevărată și o schimbare până la capăt. Am votat cu multă speranță pentru ca România să fie tot mai puțin dezbinată, să fie o Românie tot mai unită. Am votat cu gândul la frații noștri de dincolo de Prut, din Basarabia. Numărul mare al celor dornici să-și exprime opțiunile, mai ales la Chișinău și în principalele orașe, a făcut să pară că secțiile de votare au fost insuficiente. Toți românii basarabeni au venit să voteze cu gândul la viitorul copiilor și la apropierea de Uniunea Europeană. Noi, într-o când ne-am trăit viață, dar cum n-ar fi? Am vrea să gustăm și noi din marea familie europeană și din trăirea neamului nostru, de acolo celor din țară. Ar trebui să mergem în direcție pro-occidentală, noi și basarabenii, și la un moment dat să refacem România mare. În Europa să ajungem, asta ar însemna să fie unirea României cu, sau mai bine spus, unirea Moldovei cu țara mamă. La prezidențialele de acum 5 ani au votat 9.000 de români din Republica Moldova. Aici, la secția din ambasada României, au votat până la ora 20 în jur de 1800 de oameni. Încă mai sunt la coadă, așa cum vă spuneam, cu siguranță, spuneau cei dinăuntru, nu vor reuși să intre toți și să-și exprime opțiunea. Buletinele de vot vor fi centralizate la București, ne-au anunțat reprezentanții ambasadei.